Investițiile derulate prin programul operațional regional au valoare de aproape 300 de miliarde de lei vechi și cuprind atât realizarea canalizării menajere și pluviale, cât și reabilitarea în totalitate a mai multor străzi din municipiu. Lucrările în cartierul Bicaz se află în plină desfășurare, iar conducerea firmei care se ocupă de modernizări dă asigurări că vor fi finalizate în primăvara anului viitor. Lucrăm în mai multe puncte. În cartierul Bicaz canalizarea este executată în proporție de 90%, mai sunt de executat o parte din cămine, am atacat acum strada Bicaz, unde sunt probleme acolo, ați văzut și dumneavoastră, multe betoane, săpătură de volum mare. În momentul când vom scăpa din nodul ăla dificil, la fel în spate către sala de sport, foarte multe racorduri de gaze, de apă, canalizări vechi, în momentul când vom scăpa din punctele respective, eu zic că partea de canalizare în maxim 2 luni de zile va fi finalizată, urmând ca ceilalți antreprenori să atace partea de drumuri. În acest an vor fi reabilitați 11,6 km de străzi din municipiul Târgu Jiu, 18 km de trotuare și 22 de km de rigole carosabile. Vreau să spun care sunt aceste cartiere pentru a ne face o imagine ce înseamnă acest volum de lucrări. Este vorba despre cartierul Bicaz, cartier în care ne aflăm la ora actuală și unde lucrările sunt realizate circa 60%. De asemenea, vor continua în cartierele Tismana, cartierul Pandurașul, partea de nord, cartier Aviatorilor, cartier Narciselor. De asemenea, sunt prinse cele două tronsoane din drumul național care leagă Râmnicu Vâlcea de Drobeta Turnul Severin. Este vorba de tronsonul Calea București, Calea Severinului. De asemenea, în anumite zone va fi făcută canalizarea menajeră pe 1,5 km, iar pe 800 de metri canalizarea pluvială.